Bună, bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Astăzi stăm la o discuție mai relaxată și mai ales în urma comentariilor pe care le-am primit la ultimul clip unde ați cerut discuții despre Anglia, America, comparații dintre America și Anglia și experiența lui Ionuț, că el a stat acolo mai mult, mai exact 2 ani. Eu am mers așa pasager, cred că în total am și eu vreo poate un an, cam așa. 7 luni am stat așa lung cu totul, 7 luni fixe. Și în rest am tot mers, am venit, am mers, am venit, dar cred că m-a adunat și eu aproape un an, poate. Dar de asta las pe el mai mult să-și spună părerea, că el a trecut prin toate peripețiile cu acte, cu muncă, cu tot ce a fost în Anglia. Și pornim așa, o discuție lejeră, trecem prin toate și cred că tu nu te-ai prezentat niciodată. Ai tot apărut așa pasager prin vloguri, dar nu te-ai prezentat niciodată. Lumea știe că ești soțul meu, atâta tot. Cum știu și colegile mele. Colegile mele, toată lumea, el e husband. Da, eu sunt Ionuț, soțul Oanei, husband. Nu m-am prezentat, poate că era de înțeles că sunt soțul tău. M-ai prezentat-o mai mult decât am putut eu să o fac. Așa, da. Și nu aveam de gând să intru prea mult în videourile tale, dar pentru că totul devine mai dinamic când ești în doi, când poți să-ți expui ideile și răspunsurile în fața camerei și în fața celor din spatele camerei. Da, am acceptat să mai intru și eu din când în când în jocul ăsta. Dar e un joc serios, de fapt. Nu e un joc care să-i facă pe copiii din spate să râdă. E viața, de fapt. Sunt încercări, sunt experiențe, sunt lucruri faine pe care le trăiești și care te formează în viață. Am absolvit facultatea de inginerie alimentară. Să mă întreb de unde ești deloc, că tu nu ești din Arad, Arad. Păi sunt din Arad, dar dacă vrei să spun coordonatele GPS, alea nu le știu. Sunt din Lazuri, sunt lăzuran, din așa județul Arad. Așa din oraș. Așa, eu sunt cel de la țară, tu ești orășanca. Se vede că ăsta e motivul pentru care ți-ai deschis canal de YouTube, nu? Orășenii, de obicei, cei de la oraș sunt mai înfipți cu tehnologia decât cei de la țară. Doar că cei de la țară, de obicei, vin din urmă și compensează handicapul ăsta. Așa, de multe ori depășesc. Eu trebuie să recunosc că el e bun la tehnologie, eu n-am răbdare. No. Am absolvit facultatea de inginerie alimentară, dori și protecția mediului. Ideea era să, ca la finalul facultății, toți colegii să avem cel puțin un agroturism al nostru, unde să lucrăm, sau ceva instituție pe domeniul respectiv, management, de conducere a instituției, eu știu. Majoritatea nu am avut șansa asta, iar cei care nu o aveau trebuia să-și găsească de lucru în altă parte, undeva. Iar locurile au fost limitate și în momentul de față, nu știu dacă muncim poate 10% din noi în domeniul în care am studiat. Trist. Mulți ne-am reprofilat, am pus pe locul 2 ceea ce am studiat până în momentul în care o să ne pregătim sau o să vină ceva în țară care să ne ajute să profesăm ceea ce am studiat. Da, cel puțin am lăsat în urmă. Și sunt ani de studiu, ani în care multora ne-a plăcut. A fost o facultate faină, cursuri faine. Da. Am cunoscut-o pe Oana. Tot asta e pe fast forward. Așa, dăm înainte câțiva ani și am ajuns să o cunosc pe Oana. A trecut repede perioada de început, America. A trebuit să vină, să își facă intrări în America. Am ajuns să ne cunoaștem mai bine, am decis să ne căsătorim, ne-am căsătorit. Și la urmă am decis că cel mai bine e pentru ea să facă o școală în America. Având șansa asta, având experiența anilor mei de studiu în România și dezamăgirea că termini o școală și nu-ți găsești un loc de muncă așa cum îți dorești. Și legat de asta, numai așa o pauză, că în România mi se pare foarte greu să-ți schimbi profilul.
De exemplu, să ajungi de la pedagogie la arhitectură, cazul meu. În România, sistemul educațional nu-ți oferă un sprijin. Tu trebuie să mergi, dacă vrei să mergi la arhitectură, trebuie să dai acel examen. Și asta înseamnă că trebuie să te pregătești individual acasă cu o grămadă de meditații și bani și timp. Nu te ajută cu nimic în cazul în care tu, pur și simplu, nu știu, ai făcut filologie și ai crezut că ăsta o să fie profilul tău și apoi vrei să mergi la Mate Info, că te-ai îndrăgostit de IT sau ai descoperit biologia sau chimia. Ar trebui să ți-ți ofere șansa să poți să-ți schimbi profilul. Și asta a fost și unul dintre lucrurile care pe noi ne-au influențat, pentru că eu am descoperit arhitectura. Și în România am terminat pedagogia și, practic, ar fi fost imposibil pentru mine să-mi schimb profilul. Aici, chiar dacă n-ai nicio treabă cu matematica, cu desenul, o iei de la zero. Ești de stat și pornești cu matematica la nivelul la care ai luat rezultatul până la nivelul unde trebuie să fii pentru arhitectură. Și la fel cu celelalte cursuri. O iei pur și simplu de la zero și te duci și tot poți să-ți schimbi profilul față de România, unde dai examen, ești ok, intri, nu ești ok, nu intri. Nu mai primești niciun sprijin, nu te ajută nimeni. Da. Eu zic că aici e perioada de colegiu care poți să numești timp în România de a-ți lua ore. Pentru că tu îți termini un liceu și după aia, dacă vrei să mergi la o facultate cu un specific, gen medicină, ce mai este, arhitectură, tu trebuie să ții anumite ore. Da. Și mergi la profesor și plătești și plătești și plătești. Dar aici eu hotărât că tu, dacă termini un liceu care nu a avut la bază profil, da, sau profilul pe care vrei tu să mergi, îți dau ei șansa să-ți recuperezi cursurile respective legal, oarecum. Da, și primești nu cursul, adică eu nu plătesc nimic în clipa face asta parte din perioada de educație, de profil. Am ajuns să mergem în Anglia pentru că sora mea și cumnatul locuiesc acolo. Nu, mai întâi ne-am decis să mergem în Anglia pentru că am aplicat pentru actele lui Ionuț și am știut că asta o să dureze aproximativ 2 ani. Am ajuns la 2 ani și 8 luni în total. Dar am zis că de ce să stăm în România în timpul ăsta și să nu facem nimic? Să consumăm bani și să nu producem nimic și să punem deoparte. Și atunci am ales Anglia. Da, așa a spus. Sau de ce să stăm în România să ne chinim mult mai mult în perioada asta și să faci ceva, dar poate foarte puțin, când ai alternativa unei țări străine în care poți să te duci și în momentul următor să produci, produci în ghilimele, să îți faci un depozit de bani, de experiență. În cazul nostru, și în contact cu engleză. Da, în cazul nostru fiind Anglia, Anglia a fost o rampă de lansare pentru America, oarecum. Pentru că vorbim engleză, multe dintre sistemele engleze sunt adoptate după sistemul american și invers. Și a fost și mult mai ușor pentru mine să fac naveta, pentru că e mult mai ieftin față de Budapesta, Chicago, plus că ultima dată eu nu ți-am făcut vreo 20 de ore, dacă pui zborurile și drumul până în Budapesta, ai ajuns la vreo 20 de ore. Eu așa cu Anglia am făcut 8 ore și prețul era cam 300 de lire, 200 uneori, am dat chiar și 80 de dolari pe bilet să vin. Uneori a fost 500, dar ideea e că în medie a fost bun prețul cu Londra și mult mai ușor, 8 ore, zbor direct. Și am ajuns de la Heathrow în 10 minute acasă, n-am mai mers cu mașina mult timp. Asta a fost iarăși un punct bun pentru noi. Da, Anglia e o țară în care trebuie să te sacrifici ca și în oricare țară, pentru că tu, ca și diasporean, ca și emigrant, ca și o persoană care își caută de lucru într-o altă țară, nu o să fii niciodată privit de jos spre sus. Adică nu o să ai niciodată un statut când ajungi acolo, decât dacă ajungi printr-o bursă specială, dacă ai dat ceva teste și cineva are nevoie, o fabrică, o anumită multinațională are nevoie de serviciile tale, da, atunci poți sau să ajungi. Timp. Da. Dar varianta în care te duci și o iei de la zero, pleci de jos, pentru că ei deja au suficienți ingineri, au deja suficienți doctori, poate mai completează, dar au oameni în toate domeniile și de ce ți-ar da ție prioritate în fața unor englezi? Da. Noi, având de gând să stăm puțin în Anglia, nu foarte mult, fiind rampa de lansare despre care vorbeam,
am urmărit să facem ceea ce putem face cât de repede și cât de bine. Ne-am orientat spre un Limited și Limited-ul ăsta e un fel de firmă. De fapt, e SRL-ul românesc. Mm-hmm. Aici cum se numește în America? LLC. Dar nu știu exact. Deci e total diferit și România, da. Și Anglia și America. Seamănă puțin între Anglia și America, seamănă puțin în privința asta. Nu m-am informat foarte mult despre ceea ce înseamnă să deschizi în America o firmă, un SRL. Acum sunt în momentul informării. Dar Anglia am studiat-o și am avut habar de o comparație între România și Anglia. Știu ce înseamnă să ai un SRL în România, știu ce înseamnă să rulezi o firmă, să faci declarațiile, bilanțe, balanțe, toate lucrurile cu ANAF-ul. Nu e ușor, de fapt e foarte greu, România e foarte fiscalizată și sunt atâtea opreliști în a te dezvolta, încât îți vine să-ți iei câmpii, vrei să și pui iei, punct. Până la urmă. Da, și fugi. Fugi unde vezi cu ochii. Prefer să muncești angajat decât să ții o firmă pe rol. Și să ai mai poate vorbești, mai puțin bani decât ca angajat. Da. Dacă mai vorbești și de să ai și angajat la firmă, alți bani, alte declarații, e o nebunie. Ei, în Anglia totul a fost diferit. Îți faci o firmă, în momentul în care descoperi site-ul www.gov.co.uk, acolo îți faci tot. Ești salvat. Îți faci firma într-o oră, dacă înțelegi puțin engleză și... Asta aici e important, că mulți merg la contabil și plătesc o grămadă de bani să deschidă firma, când tu poți să o faci în online, doar da. Puțină răbdare. Așa e, dacă te duci în Anglia și vrei să deschizi o firmă și nu știi de unde să te apuci de ea, întrebi un prieten, întrebi cineva. Mulți întreabă contabili. Contabilii sunt de la șmecher la băieți buni. O sumă normală pentru... O taxă normală, de fapt, pentru deschiderea de firme e undeva la 50 de lire, între 50 și 100 de lire, să zicem. Dar am auzit cazuri în care au fost și 300 și mai mult de lire pentru deschiderea unei firme. Și de ce spun eu că sunt mulți bani? Pentru că tu de-abia ajungi acolo, dacă vrei să-ți iei o chirie, trebuie să-ți pregătești, dacă ești singur sau dacă ești însoțit, două chestii diferite. Dacă ești singur, poți să stai la sharing, cum Oana a mai vorbit. În alte clipuri. Dacă ești o familie, trebuie să te gândești să-ți iei un one bedroom, un apartament cu o cameră, cu două camere. Un studio. Da, ceea ce presupune 700-800 de lire minim chiria pe lună, plus utilitățile, plus o chirie în avans. Și plus taxa de agenție. Da, și taxa de agenție. 400 de lire, 200 de lire, 200 de lire, cred că. De persoană. Da. Am dat 1600, pare mi se... A trebuit să-i punem jos ca să intrăm în apartamentul deci respectiv. Deci prima lună de chirie, depozitul de 700 de lire și taxa de cele două persoane care o să stea în chiria respectivă. Asta e primul start. Da, după aia căutarea locului de muncă, dar să nu deviem de la... Și cât o costă să faci firma, de fapt? Firma în sine te costă 12 lire, e o taxă care trebuie plătită către guvernul englezesc. La un moment dat trebuie să-ți adaugi codul CAEN, codul după care funcționează firma. M-a surprins faptul că e același și după aia mi-am dat seama că nu e o surprindere, că Anglia e parte din comunitatea europeană și toată comunitatea europeană e trasă pe aceeași linie cu legile, oarecum. Și același cod CAEN din România se potrivește codului CAEN din Anglia, de activitate. Ei, poți să-ți dai două, trei, maxim trei obiecte de activitate a firmei și gata. Deci tot trebuie să durează cât o oră? O oră. Zicem, o oră până când te hotărăști tu. În România cât durează să deschizi o firmă? Rezervare de nume. Trebuie să faci cerere, după vreme îți spune dacă numele e rezervat sau nu. După aia faci pasul următor și pas după pas și bani mulți. Probabil că în momentul de față te costă pe la 1500 de lei, 2000 de lei în România. Deci, nu mai știu. Știu că nu, 500 am plătit, de euro pe puțin. Știu că am plătit odată 10 milioane. 1000 de lei pentru deschiderea firmei.
Dar probabil că ajungi și la Tot 1000 vin de taxe euro. peste taxe, nu? Da. Ei, în Anglia îți vine certificatul de înregistrare după câteva ore, după ce ai terminat și ai plătit și gata, ai firmă. Îți trebuie ștampilă? Nu îți trebuie ștampilă. Nu trebuie să te duci la un birou de făcut ștampile, să mai dai și acolo Da. Un milion, un milion jumate, 2 milioane. Vorbesc în bani vechi acum. Și asta e frustrant, pentru că vrei să-ți iei o ștampilă frumușică. Ei au oferte la 50 de lei, da, dar e o ștampiluță micuță, nu se vede. Vrei ceva mai mare, plătești mai mult. Vrei, da, vrei ștampilă rotundă, care trebuie la contabilitate și la actele oficiale, îți trebuie Alți ceva. Bani. Da. Aici nu trebuie ștampilă. Pur și simplu funcționezi fără ștampilă. Îți descarci un programel de pe Store, de pe Apple Store sau de pe Android Store. Pentru semnal? Nu, pentru făcut facturi. Mm-hmm. Îți adaugi clientul, scrii ce activitate ai avut sau pentru ce faci factura, îi dai număr la factură și totul e ținut din telefon. Trimiți factura Contabilul electronic. Cât costă pe lună? Contabilul e altă poveste. Costă în funcție de obiectul activității, oarecum, dar ajuns să plătești undeva la 50 de lire pe lună, 50-60 de lire pe lună, ca să-ți facă treaba de contabil, doar că nu prea are multe de făcut până la închiderea de an. Uh-huh. Spre deosebire de România, unde lună de lună trebuie să faci declarațiile, trebuie să faci jocul cu TVA-ul, în Anglia nu ai treabă. În Anglia, la final de an, contabilul îți face închiderea, hotărăști cu el cât ai cât profit, cât merge spre impozitare și ai încheiat socotelele. Încă o chestie, dacă tu deschizi firma, de exemplu, în ianuarie și până următorul an în ianuarie se face un an, da? Dar poți să o deschizi în iunie. Din iunie până în iunie ai făcut anul. În iunie se face închiderea, dar tu ai, de fapt, 7 luni la dispoziție ca să faci închiderea și declarațiile. Îți dă timp pentru... Din momentul în care s-a trecut anul, ai 7 luni la dispoziție să faci închiderea, declarațiile și să faci plata impozitului către stat. Deci ar veni iunie plus 6 luni la dispoziție. Simplu, foarte simplu, foarte îngăduitori și, cum zic... Semnătura ta ține loc de mult. Semnătura poate fi pusă electronic pe acte. Mm-hmm. Și cam asta e. De ce ai avea nevoie de o firmă în Anglia? Pentru că multe cazuri, multe activități care ai putea să le faci, necesită să facturezi către o fabrică, către o agenție, serviciile tale. Mm-hmm. Tu, ca individ, trebuie să-ți facturezi serviciile. Și de ce le-ai factura? Pentru că faci bani mai mulți. Pentru că ai libertatea de a îți face taxele în felul în care tu dorești să le faci. Iar dacă ești angajat, taxele vin luate direct din bănuții care faci tu și de obicei rămân mai puțin. Acum, n-aș spune că e o hoție asta sau e un mod de a învârti statul. E ceea ce permite statul să faci, pentru că în momentul în care ești o firmă, poți să-ți decontești mai multe servicii pe firmă. Firma consumă și are tot felul de consumabile. Firma e a ta. Normal că banii pleacă din buzunarul tău. Cam asta e. Din cauza asta îți faci o firmă și lucrezi în felul ăsta. Dacă vrei să te stabilești și să rămâi, să-ți faci o istorie cât mai mare în Anglia, să ajungi să îți iei casă, să ajungi să... ai credibilitate maximă în fața băncilor, a statului, atunci cel mai bine e să te angajezi, să stai liniștit, să cauți un loc de muncă cât mai bine plătit și să-i dai bătaie. Multe ore de muncă, pentru că Anglia îți dă șansa să lucrezi atâta cât vrei. Vrei, până cazi jos. Nu poți să muncești cât pot ei să-ți dea să muncești. Și asta e cu Anglia. Dai bătaie, faci treabă bună. Ajuns să-ți dai seama că bănuțul care te gândeai că vrei să-l trimiți în țară, nu mai vrei să-l trimiți. Mm. Pentru că țara care te-a adoptat e o țară Așa. Care lucrează pentru binele tău,
nu vorbim acum de problemele politice, nu vorbim de faptul că politicienii tot timpul au de gând să sugă de pe spatele oamenilor, la fel în România cum și în Anglia, cum în întreaga lume. Vorbim despre faptul că sunt țări care fac și pentru oameni lucruri și dacă te uiți că totul e așa simplu, nu trebuie să faci nicio declarație, pur și simplu îți faci o firmă și dai bătaie, deci bă, apreciez lucrul ăsta, apreciez pentru că țara ți-o da libertatea să te descurci. Dacă îți merge mintea, fă. Asta e într-adevăr atmosfera când mergi în afară, în țările astea unde poți să faci bani lucrând chiar și joburi simple. Sunt persoane care lucrează pe minim pe economie în Anglia. Chiar un cunoscut, un cuplu care amândoi lucrau pe minim. Și îmi spuneau că ok, stăm în sharing, dar punem și bani deoparte și mergem în vacanțe și... Am rămas uimit, am zis, uite-te la ei, doi tineri, muncesc la restaurant, pe minim, cu câteva ore acolo câte fac, dar împreună ajungeau la 3.000 de lire, stăteau în sharing într-o cămăruță, puneau bani deoparte, mergeau și au văzut, deja mergeau în vacanță, Portugalia, în... peste tot unde s-au dus să vadă, și am fost uimită. Și atunci, într-adevăr, încep să ai atitudinea asta că țara te-a primit, tu nu ești englez, dar te-a primit, ai aceleași drepturi ca toată lumea, mergi și te bucuri de sistemul de sănătate, ai sprijin, faci bani, cumperi alimentele la un preț ok și la final de lună te trezești cu bani. Și atunci ce faci? Îi trimiți în țară să fie iarăși taxați și să fie vămuiți de statul român și să tragă și ei din ceea ce ți-o dat altă țară? E așa un sentiment foarte ciudat. Eu cred că în Anglia, chiar dacă ai minim și gătești și ai un pic grijă la partea asta financiară cu cheltuiala și ții totul sub control, poți chiar să pui bani deoparte. Pentru că sunt o grămadă de piețe unde mergi și iei un bol mare la o liră. Cumperi, nu știu, 6 mere sau 5 portocale sau un bol plin cu banane, un bol plin cu morcovi. Și dacă gătești, pui o grămadă de bani deoparte pentru că salvezi mulți bani pe tema asta. Chiar acum îmi vine în minte din nou fiscalizarea României și Angliei, adică o comparație între România și Anglia. Am văzut toți clipurile pe Facebook, pe YouTube, cu jandarmi care dau amendă unei bătrânici pentru că vindea urzici sau nu știu ce vindea. Ei, în Anglia, în centrele localităților, o dată sau de două ori pe săptămână sau poate zilnic, se pun fructele pe mese, exact cum zicea Oana, se pun în caserole. Fără bonuri, fără carduri, fără nimic. Toate costă o liră, probabil. Te-ai dus cu și cash. Și toată lumea știe că sunt acolo. Că în fiecare săptămână e. Deci nu e ca și cum ei vin și după aia repede vine poliția și își adună toate alea. Nu, se așează cu mese întregi. Așa e societatea gândită. Și la fel și în America sunt, în special, și nu legat cu vânzarea de legume, dar chiar povestisem de câteva ori mai de mult și pe canal că am fost uimită când mergi la evenimente și vezi oameni că vând tot felul de luminițe, de din astea pentru copii jucării și polițiștii îi lasă să intre pe mijloc, chiar acolo în fața oamenilor și lasă să vândă. Nu spune nimeni nimic că bă, dar tu ai ceva certificat, tu ai licență, tu ai dat ceva partea la primărie. Nu, sunt pur și simplu oameni ai străzii, se vede că nu sunt nici bogați, nu sunt nici mecheri. Sunt oameni mai necăjdiți care cumpără de undeva de la Dollar Tree, nu știu câte luminițe și vine acolo și le dă dublu și au făcut și ei o afaceruță acolo. Nu le are nimeni treaba, nu primesc amenzi, sunt sigură că dacă mă pun aici în față și vând limonadă, nu o să vină poliția să zică, băi, tu ce, nu poți să vinzi aici limonadă. În România, cel mai probabil, vine și te șlefuiește dacă cu o bătrânică, că vinde pătrunjel să-și cumpere o pâine, are treabă. De parcă de pe bătrânica aia rămâne statul fără bani și de acolo nu luăm noi destule taxe de la o bătrânică, că vinde și ea pătrunjel. Jalnic, eu nu știu, nu-i... E trist ce se întâmplă. Pleci din România și când ajungi în vest, îți dai seama că libertatea ți s-a scurtat. Îți dai seama că dacă ai fost obișnuit să fii o pasăre... Dar și în România ești tot ținut. Vezi că vorbim despre oraș și țară. Eu am crescut într-o altă zonă și acolo am avut o libertate pe care n-am mai găsit-o nicăieri în altă parte. Și asta pentru că odată am optat să nu mai am. Am dat libertatea respectivă pe
alte servicii. Libertatea are limite în același timp, pentru că societatea ne bagă pe gât o grămadă de facturi. Și acum și la țară, ca și la oraș, suntem îngropați în facturi. Ai factură la telefon, ai factură la internet, ai la apă, în multe cazuri. Ai butelia de gaz care trebuie să o cumperi, că ne vine foarte greu să mai facem focul pe lemne. Ai... Am vorbit despre internet. Ce mai ai la țară? Sunt multe, multe, multe care îți vin. În ultima perioadă am observat și faptul că nu se mai pune așa de mult zarzavaturi în grădină. Țăranul e obișnuit să meargă la oraș, ceea ce e foarte ciudat, e parcă imposibil, împotriva naturii. Să mergi ca țăran la oraș, să-ți cumperi, să-ți cumperi morcovi, să-ți cumperi cartofi, să-ți cumperi ceapă, să-ți cumperi usturoiul adus din China. Parcă am înnebunit, sincer. Parcă totul e întors cu sus în jos. E normal pentru cei din vest că ei au fabrici. Chiar dacă ești la țară, fiecare orășel, fiecare sătuț are zona lui industrială și omul se duce în fabrică și e normal că tu nu mai ai timp să-ți sap grădina dacă tu muncești full-time într-o fabricuță. Dar tu din fabrica o să ieși la pensie și la final o să ai pensie suficientă ca să trăiești tot din magazin. E ok. Dar societatea noastră nu e pregătită pentru schimbarea asta. Nu. Noi am sărit câțiva ani, zeci de ani, am mers pe fast forward, tot așa, am derulat înainte. Am lăsat satele. Ne-am rămas cu aceea situație, dar ne-am teleportat. Am teleportat aceeași condiție în viitor și am trecut, nu știu, vreo 30 de ani, parcă nu s-a făcut ce trebuia și noi am rămas în urmă față de ceilalți. Da. Am lăsat totul. Am sărit acum, vorbim mai mult despre România decât despre Anglia. Te duce vorba. Vorbești despre multe într-o discuție așa liberă. Nu ne-am planificat o linie, un cadru de discuție. Am discutat așa un pic. Ce mai des întâlnită întrebare e de ce America și nu Anglia? Și tot timpul mă uit așa, cumva îs confuză, pentru că e o întrebare foarte ciudată. Pentru că nu cred că Anglia e un loc nepotrivit sau o țară unde să nu stai. Cred că e cea mai bună variantă în clipa asta din Europa, pentru că, unu, poți să te duci să-ți faci actele. Nu poți să compari America, care nu e disponibilă pentru toată lumea. Nu poți să pur și simplu, vreau să mă mut în America. Ok, trebuie să te gândești cum fac actele. Fie aplici la loterie, ceea ce durează ani de zile, poate o viață și nu câștigi. Fie, nu știu, cauți să te căsătorești cu cineva, că alte variante, numai să așa să te muți cu familia, îmi iau soțul și plecăm toți în America. Gata. Nu există, nu poți să spui că te muți, pur și simplu. Asta dacă nu vrei să rămâi ilegal, ceea ce ar fi o pușcărie, aia nu e visul american și nimeni nu-și dorește așa ceva. Și atunci, de asta nu mi se pare o comparație bună să spui de ce America și nu Anglia. Pentru că Anglia, în clipa asta, e cea mai bună variantă. Tot timpul când primesc întrebări că cum să ajung la școală în America sau cum... Și întreb, te-ai gândit vreodată la Anglia? Și nu, că nu m-am gândit. Și zic, ar trebui să te gândești. Anglia în clipa asta are școli foarte bune și e acolo la îndemâna ta. E la un zbor de 2 ore și jumătate. Adevărul e că cele mai bune facultăți, cel puțin din punct de vedere al gradelor date, sunt englezești. Adică numărul 1, englez, numărul 2, american. Se joacă. Acolo se tot supremația se împarte între Anglia și America. Dar asta vreau să zic că Anglia e gratis. Adică Anglia te duci și îți faci actele în clipa asta și un loc disponibil pentru toată lumea. Nu știu în cât timp o să mai fie, dar cert e că încă e disponibil. Și America în clipa asta nu e disponibilă. Nu știu dacă o să fie vreodată să poți pur și simplu să te muți în America. N-o să un fie. Lucru care l-am observat comparativ între Anglia și America. Anglia, vorbim noi despre Anglia că e cea mai bună. Probabil că nu e cea mai bună din Europa. Noi am experimentat Anglia. Avem cunoștință despre cum e să trăiești. Prin faptul că se vorbește engleză și e foarte ușor să te duci și să te adaptezi. Îți găsești ușor de muncă, români sunt foarte mulți și nu ai un salariu mult mai bun față de Italia, Spania. Așa zonele astea unde așa se lucrează este. La migrație, o migrație masivă spre Anglia, dar sunt și alte țări nordice care au
cel mai bun nivel de trai din, mm-hmm. din lume. Categoric. Ca și Norvegia, Suedia, Finlanda, zona respectivă. Dar nu sunt așa accesibile. Dar, da, e mai greu să te adaptezi pentru că-s friguri mai mari ca și în Anglia. sunt bine, și posturi. Bine, venit în Chicago. Da. Totuși am auzit că avem și vară aici, nu? Da, avem vară. Foarte, foarte cald vară. În Chicago ajung și 34 de grade, 35. E bun atunci. dar Anglia e pentru România sau pentru țările din Est, ceea ce e America pentru Mexic. Cam așa am văzut eu lucrurile, că stau în momentul în care am venit aici. Dacă vii în America, nu scrie pe tine bogat. Dacă vii în America, dacă vii legal în America, probabil că legal puteai să mergi în Anglia și oriunde în Europa și legal poți să stai și să-ți muncești munca și să ai un salariu decent, să ai o viață decentă, o viață normală, de fapt. Și sunt mulți, foarte mulți, care sunt americani și lucrează la lucrează pe minimum în America și trăiesc cu oamenii. Nu toți americanii sunt bogați, nu vii în America cu gândul că o să devii miliardar. Sunt mulți americani care n-au nici casă măcar, stau toată viața în chirie. Da. Nu... Dar America e și un loc în care poți să-ți faci, poți să te dezvolți dacă îți merge mintea, dacă poți să vii cu o idee. Automat te raportezi la o piață de 350 de milioane de oameni, care toți vorbesc aceeași limbă și ăsta e un boom mare. Dacă faci ceva pe plan local, sunt foarte curioși să vadă, să testeze ceea ce ai făcut tu, mai ales orașul ăsta. Chicago e un oraș mixt, foarte multe culturi. Exact cum ai spus tu, avem chiar și cartier de ucranieni, avem cartier de italieni, de indieni, chinezii au două cartiere asiatice. Bineînțeles, Chinatown, care e cel mai mare, dar chiar citisem ieri pe Instagram pe Welcome to Chicago, așa se numește contul, și era o poză cu o clădire foarte frumoasă, așa cu niște cherry blossom, știi cum au japonezii florile alea, cherry blossom, cum, de flori de cireș. Da. Și scria acolo că știați că avem încă un cartier pe lângă Chinatown al asiaticilor, unde puteți să găsiți restaurante chinezești, coreene și tot felul. Și nu m-a spus nimic, dar da, mai avem încă una, super tare. Și ce mai este? Mai este tot felul. Da, românii noi nu avem încă cartier. Suntem foarte mulți, dar nu avem cartier românesc. Nu, dar se găsesc restaurante românești. Se găsesc restaurante braziliene, restaurante portugheze. Dar noi avem biserici foarte multe. Peste 20 de biserici, chiar aici lângă noi. E o biserică ortodoxă, foarte mare, doar ce și-au construit o anexă gigantică. Și e interesant să fii așa aproape de o biserică românească, dar sunt multe și de toate... Da, observ că românii nu-și pierd totuși, nu-și pierd originalitatea, originea. Nu-și pierd originea chiar dacă sunt la 7-8 mii de kilometri distanță de țară, chiar dacă merg mai rar acasă, dar sunt grupați bine, cu ură, fără ură, ei tot fac. Legat de produse, în fiecare duminică, după ce e gata slujba, după ce e gata biserica, vin o grămadă de persoane care acasă prepară produse românești, acuscă, gem și deschid portbagajul și tu poți să mergi și să întrebi, ok, cât costă asta, cât costă asta, unele femei fac cozonaci, alții pun cârnați, cum am și postat ieri pe Instagram. Dacă nu mă urmăriți, puteți să-mi dați un follow. Am postat că Ionuț a făcut, tot sarmale zic acum, Ionuț a făcut cârnați cu tati și au ieșit foarte bun. Foarte bun. Să știi că mi-a spus cineva că ar vrea rețeta. Da. Dar am spus că îmi pare rău, dar nu știu că eu nu ți-o făcut-o cu tati. Dar arată foarte bine cârnați. Poate pun și aici o poză să vă fac poftă, să vedeți că și în America se fac cârnați. N-am tăiat porcul, dar tot am făcut cârnați. Am înțeles că poți să tai și porcul până la urmă. Cine o tăia porcul? Da, păi statul vecin, care e la aruncătură de băți. E un stat fermier. Și te duci și-ți cumperi porcul. Ți-l tai acolo la fermă și după aia faci ce vrei. Îl duci acasă și ai voie să-l pârjolești. Poate că-l pârjolești acolo. Dar ideea e că, nu, povesteau alți prieteni, data trecută când am venit în America, că au cumpărat un porc, l-au tăiat și au făcut cârnați, au pus slănină la fumat.
Și ok, se poate. Mai ales că nu toată lumea, dacă ești în Chicago ca oraș, nu înseamnă că stai la bloc. Sunt foarte mulți oameni care stau la casă și americanilor le place spațiul. Există inclusiv afumători foarte mari, acum depinde de cât de mulți bani vrei să investești. Sunt afumători la $500, la $2000, sunt electrice, tu pui jos, cred că cărbuni, nu știu ce pui, și sunt mari. Sunt așa, ca niște frigidere arată. Sunt oameni care și-au făcut ei afumătoare tipic românească. Da? Da. Eu n-am auzit de asta, dar am auzit că mami cunoștea o familie care el avea afumătoare. Și își punea acolo și steak-ul de vită și orice cumpărau, băga la afumat. Pește, inclusiv pește îl băga la afumat. Deci poți să duci cu tine cultura românească, poți să trăiești în stil românesc sau poți să alegi să trăiești în alt stil, dar nu știu în ce stil, că fiind în Chicago, aici sunt multe stiluri. Dar nu e ceva tipic. Mie îmi place. Dacă ieși afară, la următoarea casă o să vezi statuete cu Maria și pruncul Iisus și însemne catolice și îți dai seama că sunt foarte mulți mexicani care tot majoritatea sunt catolici. Mergi mai în față puțin, o să vezi un Buddha mic. O să știi că acolo sunt ceva asiatici. Da. Mie asta și mi s-ar părea plictisitor acum să mă întorc în România și să fim toți la fel. Pentru că la școală nici acum n-am întâlnit niciun român. Deci deja am terminat al treilea semestru, un an și jumătate de școală și n-am întâlnit nici măcar un român. Dar mi se pare așa de fascinant. Toți prietenii mei, cele două fete, una e din Hong Kong, cealaltă e din China, dar a crescut în Columbia, s-a născut în Columbia. Deci e așa o combinație foarte interesantă de latină cu origini asiatice foarte tare și celălalt băiat care mai e în gașcă e din Bangladesh. Suntem total diferiți, toți. N-avem nicio treabă unii cu alții. Mai sunt doi mexicani. Dar e așa de fain că suntem acolo împreună, mai învață expresii, eu mai învăț expresii din spaniolă, le mai zic și eu cum se zice în România, cum se zice România la ce-or zis ei. Sofia vorbind spaniolă, când vorbesc cu Ionuț la telefon, ea deja mai înțelege ce mai vorbesc eu acolo. E foarte interesant și devine totul mult mai dinamic. Înveți lucruri noi, poți să împrumuți de la alții, îmi trimit poză cu ce mănânc acasă, că ea, chiar dacă e din Columbia, mănâncă chestii asiatice. Zic, e o combinație, o vezi cu bețele și mi se pare foarte interesant și cred că sunt lucruri multe pe care avem să le învățăm și România a rămas un pic în urmă la partea asta. Suntem cam rigizi la cultură. Nu prea ne place să încercăm lucruri noi, să primim lucruri noi și cred că e, nu știu, nu-i prea bine să fie așa închis. Gata, nu. Tot ce e în afară nu-i bun. Că poți să ieși lucruri bune, inclusiv partea culinară. De când suntem în Chicago și în Anglia, am învățat să introduc multe ingrediente și poți să dai un gust mult mai fain la mâncare dacă te uiți un pic ce mănâncă alții guri și zici, ce bun e asta, hai să mă uit un pic pe internet, ce pun ei în rețeta aia. Și atunci mergi la magazinele lor, așa stângaci, te uiți acolo și îți începi să-ți cumperi ingrediente și îți dai seama că poți să îmbunătățești gustul. Da, mergi odată de două ori la restaurantele lor, îți faci o poză la meniu, cauți acasă denumirea produsului, după aia cauți să vezi cum e făcut produsul respectiv, ce condimente are în el și începi și îți adopți și tu ceva din stilul lor. Dar nu din stil, poate că îți faci un update. Asta e problema noastră, că ne temem de update-uri. Ne temem de update-uri în viața noastră, de zi cu zi. Să înveți lucruri noi și să iei ceea ce bun pentru tine. Nu zice nimeni că trebuie să te schimbi. Dar dacă vezi că ceva e bun și poți să o faci și tu, să te ajut să îmbunătățești ceva, fie pe culinar, fie în viața de zi cu zi, e de apreciat și interesant. Eu mă bucur de fiecare dată când aud un lucru nou despre o anumită cultură, când îmi povestesc colegii mei, uite cum e la noi la nuntă, îmi povestea vii, cum se întâmplă la ei, cu fetele. Ei trebuie să fie au nunți aranjate, fie trebuie să vorbească mai întâi așa ca și doi prieteni, nu se ating, nu nimic, și apoi trebuie să o întrebe pe fată dacă vrea să fie prietena lui, dacă vrea să o curteze. Și e tot așa un ritual și mi s-a părut foarte interesant să aflu treaba asta și inclusiv școlile la ei în Bangladesh
sunt școli de fete și școli de băieți. Și atunci el a venit aici și brusc și-a dat seama că poate să aibă prieteni și fete și băieți. Și s-a părut interesant, pentru el a fost un șoc cultural să vină la școală și să fie dintr-o dată o mixtură de fete și băieți. Pentru mine nu a fost niciun șoc cultural. Poate știi? Ți s-a deschis puțin apetitul spre a cunoaște lucruri odată cu cursul de antropologie care l-ai făcut. Da. La cursul de antropologie, când am luat, am fost lovită de faptul că trebuie să accept că sunt și alți oameni care gândesc diferit. Și să nu judec pentru că oamenii aia gândesc diferit. Pentru că și eu gândesc la rândul meu diferit față de alți oameni. Corect. Și ăsta e un lucru care pare logic, dar în clipa în care te trezești între atâtea culturi, poate te simți inconfortabil la început și trebuie să accepti oamenii de lângă tine, chiar dacă sunt diferiți. Ador indienii, îi ador, ador mâncarea lor, dar sunt niște oameni dificili, mai ales aici în Chicago. Ei vin și se poartă în continuare ca la ei acolo, în India. Și nu respectă prea multe reguli și vor să facă tot un stilul lor. Dar la finalul zilei trebuie să te gândești că oamenii ăia vin dintr-o altă cultură și sunt diferiți față de tine și și tu ești față de ei. Și trebuie să-i accepti și să-i iubești pentru ceea ce sunt eu și pentru lucrurile care le fac. Și asta e interesant și te lovești în orașele astea mari unde sunt atât de multe culturi. Dacă stai să te enervezi pentru fiecare lucru care te deranjează, o să te trezești un frustrat la finalul zilei că oamenii sunt foarte diferiți și România te enervezi cu românul tău care e aceeași treabă ca tine și dacă îți mută parul mai încolo în grădină sau o uitat, o căzut, nu știu, o cracă din pomul lui la tine în curte, gata, nu mai vorbești o săptămână cu vecinul tău. Da, și îți dai seama că în clipa de față România suferă de depopulare masivă. Da. Și ceea ce însemna în urmă cu 20, cu 30 de ani, trăiam vremea în care se muncea pământul, oamenii ieșeau și își dădeau cu sapa în cap pentru haturi, că unul muta piatra care delimita pământul. Și totuși este aceeași cultură, da. Sunt aceiași oameni. Da. Astăzi au rămas pârlog, au rămas pământuri nefolosite, sunt pământuri împădurite deja, pentru că în 5 ani, dacă nu faci nimic, crește lăstărișul și împădurește tot. Și zici, bă, pentru ce? Pentru ce toată ura asta unul față de celălalt? Dacă suntem creștini și suntem învățați să ne iubim aproapele, să ne iubim unul pe celălalt. Păi, dar scopul nostru este să ne dăm cu sapa în cap pentru o bucată de pământ, pentru o creangă, pentru un animal care a trecut în curtea vecinului. Nu știu, în Anglia am fost foarte surprins, am început să povestim despre Limited, despre ce înseamnă să-ți deschizi o companie, un SRL. Dar nu doar asta. Dacă vrei să-ți faci un permis, să-ți transfer permisul de conducere, cel românesc în englezesc, e la fel de simplu. Trebuie doar să trimiți, să-ți completezi un formular care le iei de la poștă, îl completezi cu datele tale, datele permisului, ajungi că le pui împreună într-un plic, adică formularul, permisul tău din România și trebuie să-ți pui și un act, ori pașaport, ori buletin. Le trimis toate la DVLA. DVLA? Da, DVLA. E o instituție care se ocupă de problema permiselor de conducere în Anglia. Și timp de o săptămână jumate, două săptămâni, o să-ți vină înapoi permisul englezesc, cel românesc îl rețin ei. Și îți trimit la câteva zile distanță pașaportul sau buletinul. Nu le trimit împreună ca să nu se piardă. Ok, asta e rezolvat-o. Dacă te muți de la o adresă la alta, ești obligat să schimbi adresa de pe permis. Permisul e cam singurul act cu care te poți legitima în Anglia, în afară de pașaport. Oriunde te duci, îți cere un ID și ID-ul e permisul de conducere. Ei, să-ți schimbi adresa, intri online pe site-ul DVL-ului. Totul e online și simplu, nu trebuie să mergi să stai la coadă, da. Să plătești taxă la poștă și să te duci iară la coadă și să zic că nu trebuie să printezi, du-te și fă copii și adune copii peste copii, tot e simplu. Totul se pune în plic, se trimite sau se accesează online. Odată ce ți-ai făcut primul permis, dar am uitat să precizez că trebuie și poze și să plătești taxa de schimbare de permis. Așa.
îți schimbi adresa online, la câteva zile o să-ți ajungă al doilea permis acasă, o să ai două permise. Dar ei îți cer ca pe cel vechi să-l tai, să-l distrugi și să-l trimiți înapoi la ei. Mm. Îți trimiți și plicul gata trimbrat ca să-l trimiți înapoi la ei. Simplu. Vrei să-ți faci internet, un abonament la internet, te duci la un provider de internet, îți dă cutia, modemul, l-ai montat în priza casei, în priza casei tale, dacă casa e dotată cu servicii de la respectivul provider și îți merge. Vrei să te muți și ai nevoie să schimbi adresa, suni la cel care îți dă internetul, la providerul de internet, îi spui noua adresă și din data de, în data care hotărăști tu, o să înceapă serviciile să-ți funcționeze pe casa respectivă. Mm-hmm. Tu pleci cu modemul sub braț și îți funcționează acolo. Îți cumperi o mașină. Te duci la vânzător. Mașina are talonul, un talon mare, formularul V5 se numește. Pe o parte, la un punct se scrie vânzătorul, la alt punct se scrie cumpărătorul, un cartonaș ți-l dă ție, partea cealaltă fostul sau proprietarul va trimite în poștă talonul la DVLA din nou și o să-ți ajungă acasă un nou talon cu tine ca și proprietar. După ce ai cumpărat mașina, ai face asigurare doar prin telefon, ai sunat la o serviciu de asigurare, ți-a făcut asigurarea și ai plecat acasă cu mașina. Mai trebuie să-i faci taxa de drum. Toate. Dar toate le faci pe loc. Dacă vrei, într-o oră, mașina e pe tine și ai plecat. Simplu. Vrei să-ți schimbi adresa? La fel. Le trimiți plicul înapoi, îți modifică tot. E simplu. Dar trebuie să respecti regulile lor. Pentru că dacă tu nu-ți schimbi ceva, de exemplu, ai un accident, e riscul să nu fii despăgubit din cauza asta. Mm-hmm. Pentru că asigurările de bea apucă să te frigă. Ele sunt costoase. Ele sunt costisitoare și propuse tot timpul să te ardă. Asta nu am apreciat în Anglia. Chiar îmi vine în minte situația prietenilor noștri din Anglia. Soția a împins pe cineva, dar pentru că a împins, nu s-a soldat nicio defecțiune, nici la mașina ei, nici la mașina celui pe care l-a împins. Dar totuși, cel care a fost împins a sunat asigurarea și a spus: uite, am fost lovit puțin de cutare. Uh-huh. Asigurarea nu a constatat că nu e nicio defecțiune și a trimis scrisoare de înștiințare că nu a fost afectat nou claim bonusul prietenilor noștri. Ei, în momentul în care a trebuit reînnoit asigurarea, i-o reînnoia cu 800 de lire mai mult decât avusese anul precedent. Și vă zic, bă, dar nu se poate. De ce? Păi da, nu ți-a fost afectat no claim bonusul, dar a fost afectat premierul. Ceea ce premier înseamnă, de fapt, polița în sine. Teorii peste da. Teorii ca povești. Să-ți ia bani mai mult. Și tot timpul inventează încă o chichiță care să te frigă. De exemplu, poți să-ți faci de asta asigurare când se întâmplă la asigurare. Orice fel de accidente, toată lumea e speriat și preferă să-ți dea bani să rezolvi problema, ca să nu se declare nimic, că după aia oricum plătești, îți ia ani de zile iară să o faci mai mică. Primul an crește o grămadă și după aia tot iarăși până ajungi la punctul în care ai fost înainte. Nu. Atunci dacă poți să dai $200 să-i repari oglinda... Nu știi dacă acceptă, pentru că așa e făcută societatea. El... Dacă găsești un european, unul mai de-a nostru, mai un bulgar, mai un român, poate un polonez, o să accepte. Dar e foarte greu să găsești un englez care să vrea să-ți ia banii, pentru că el știe că... Nu merge pe sistemul lui. Trebuie să constate un asigurator și ăla să spună cât e de mare defecțiunea. El dacă vede că oglinda e ruptă, el nu știe dacă e ruptă sau dacă nu e afectată și caroseria, dacă nu-i lovit motorul. Și atunci zice, bă, nu, nu pot să iau bani de la tine că o să-mi repar dauna, pentru că poate e mai mare, știi? Și preferă să meargă pe linia legală, ceea ce e ok. N-ar fi ilegal nici să-i dai într-un la un fel, bani. Într-un fel, el
englezii, cât și americanii nu vor să-și ia un stres în plus. Adică, decât să ia banul și după să trebuiască să se ducă la un mecanic, să nu știe ce surprize poate avea, pentru el ăsta e un stres și mai bine merge partea legală, îmi dea asigurarea, dau asigurarea și da, se spăla pe mâini și gata. Preferă așa să facă totul ca la carte și legal, ca să nu-și mai creeze. Da, da, au, au locuri de muncă de bine definite, au stabilitatea lor și nu vor să se mai încarce cu încă o grijă. Dacă e lovită mașina, să o facă asigurarea. Dar realizează că făcând-o asiguratorul, automat o să-i crească, ba la unul, ba la celălalt. Și dacă nu ești tu în cauza astăzi, poate că ești mâine. Mm-hmm. Și, na, depinde și de părerile personale și ce așteptări ai atunci când vii în America sau când vii în Anglia și la ce te aștepți, că poți să fii fie bucuros, că e mai bine decât te-ai așteptat, sau fie să fii dezamăgit, că nu merg lucrurile așa cât ai clipi și te aștepți să meargă totul ca pe roate, dar de fapt te lovești oriunde în lumea asta de tot felul de probleme. Niciunde nu există locul perfect. Cum nici sistemul educațional nu există unul perfect. Nu cred. Fiecare, în orice țară mergi, o să auzi că oamenii se plâng de ceva anume. Ceva tot se poate îmbunătăți tot timpul. Nu există ceva făcut bine. Da. Cred că ne mai aprind din vorbit că avem o oră și jumătate. Și trebuie să mai tăiem, să vedem ce păstrăm, da, și ce nu. Trebuie, da, să reduci totul la esență, dragă. Cât 20 de minute? Jumătate de oră? Cred că o să fie mai mult. Dacă mai aveți orice fel de întrebări, lăsați-le în comentarii și mai facem discuții din astea așa legere, dacă nu e prea plictisitor pentru oameni să ne asculte atâta vorbind. Nu uitați că mă găsiți și pe Instagram, dacă vreți să-mi scrieți, acolo vorbim foarte fain și e interesant Instagramul ăsta pentru că îți dă posibilitatea să pozezi orice vezi și să pui la story și tot timpul când văd ceva interesant, cum de exemplu ieri am văzut cutiile astea de bibliotecă de pe stradă, unde tu poți să mergi și să-ți alegi cărți și să lași cărți. De exemplu, dacă eu citesc acum o carte și am terminat-o, pot să mă duc să o las acolo în cutiuța aia și să iau altă carte sau să iau mai multe cărți, ce îmi place mie, și să duc și eu înapoi. Și mi se pare interesant schimbul ăsta și e gratuit. Și am zis, hai repede să-l pozez, că e ceva diferit față de România. Mm-hmm. Și e așa de fain făcut Instagram-ul, că nu trebuie să pui poza acolo, să o ai în album. O pui timp de o zi și ai văzută de prietenii tăi, dar au fost un moment care tu l-ai surprins și interesant. Și de asta îmi place Instagram-ul, în special partea de chestionare. Când vreau să cer păreri și oamenii pot să voteze, da, și văd exact care e dorința omului sau când pun varianta unde să îmi puneți întrebări, e foarte simplu, că le ai acolo pe toate, e mult mai ușor ca și în comentarii. Pe YouTube îmi plac comentariile că e strict părerea la un clip, adică pui un clip și primești feedback-ul, care e foarte important. De multe ori sunt mulți care se uită și nu-și pun niciodată părerea și îi apreciez și pe oamenii aia, că sunt important. Dar mă bucur când primesc feedback pentru că na, muncești acolo și vrei să știi părerea oamenilor. Le place, nu le place, să mai faci, să nu mai faci. E important feedback-ul, ca în orice domeniu, că atunci când primești un feedback de la șeful tău, știi dacă i-a plăcut munca ta sau nu, dar dacă trece numai și nu se zice nimic, ești, na, ok, am făcut bine, n-am făcut bine și sperăm să ne vedem cât mai des până la finalul anului. Spui sărbători fericite? Am spus și ultima dată, dar mă mai spun o dată. Sărbători fericite. Poți să le spui și tu. Sărbători fericite și un an nou binecuvântat. Ok, bye!